Dragii mei, oricât de mult am încercat să-i protejăm pe copiii noștri de evenimente cu încărcătură emoțională mare, ce pot deveni traume, nu reușim 100%. Însă chiar dacă cei mai mici experimentează un eveniment traumatic unic, de exemplu, uite, spitalizări, înțepături, cutremure sau adversități constante, cum ar fi divorțul părinților sau bullying, pot fi ajutați să le depășească prin joc și conectare cu părinții. Povestim mai multe despre aceste instrumente cu Sorin Lucaci, psiholog. Bine te-am găsit, Sorin! Mulțumesc pentru invitație! Un alt subiect interesant, așa cum ne-ai obișnuit de fiecare dată, și astăzi ne concentrăm atenția asupra copiilor și asupra, uite, acestor traume, nu, pe care le pot întâlni. Da. Mergem în zona de parenting și am venit cu două cărți superbe. Este vorba despre dr. Aleta Solter, un psiholog american de origine elvețiană, psiholog de dezvoltare și mama a doi copii. Ajută-ți copilul să se vindece de traumă, ghidul părinților pentru susținerea mecanismelor naturale de vindecare ale copilului prin joc și conectare. Și o să spunem imediat de ce și râsul, și plânsul, și joaca, jocul sunt mecanisme primare, naturale de vindecare. Și de asemenea, o carte care, eu aș spune că aceste două cărți merg citite în paralel de către părinți sau de către psihologii de dezvoltare, Jocul atașamentului. Noi am mai povestit despre teoria atașamentului a lui John Bowlby. Iată, Jocul atașamentului este teoria Aletei Solter, numită și Aware Parenting, institutul ei din Geneva, Aware Parenting, Jocul atașamentului, rezolvarea problemelor de comportament ale copilului prin joacă, râs și conectare. Despre ce este vorba aici? În primul rând, și în această carte, Ne ajută copilul să vindece de traumă, are Aleta Solter un capitol dedicat, un capitol mare, dedicat importanței jocului. Faptul că joaca, jocul, este un mecanism, cum spuneam mai devreme, un mecanism primar și natural de vindecare. Copiii au această capacitate de a se vindeca, de a se recupera în urma unor episoade traumatice prin râs și prin joc. Cum spuneai tu puțin mai devreme, că avem de a face cu traume mai micuțe. Da, da. O înțepătură de albină sau ce mi-ai dat. Sau la doctor, uite-te, exact, spune da. Ceva, o perfuziție. Că avem de a face cu traume majore, cum ai amintit tu, cu tremure, și am avut parte de așa ceva. Da. Război, de la nu mai vorbim, nu da? Mai acolo vorbim de traume foarte mari, da? Și copilul trebuie să părinte, treacă, divorț, da. Exact, trebuie da. Să treacă de aceste traume, trebuie să le vindece. Și atunci, cum spune Aleta Solter, există anumite jocuri. În cazul acesta există jocul de regresie, de copilul să-și aducă aminte da, trauma, da. Momentul, dar să-l transforme într-o amintire și, bineînțeles, cu susținerea prin conectare și joc a părintelui. Sau în cazul în care copilul face terapie pentru că are nevoie de terapie și nu e suficient doar sprijinul părintelui, un psiholog de dezvoltare și un psihotraumatolog știe unde să lucreze cu acel copil. Mai avem, iată, jocurile de separare pe care le știm de când erau copiii noștri mici, bebeluși, cucu, bau sau de avați ascunserea când ei cresc mai mari. Și astea sunt foarte utile. Hai să ne imaginăm că un părinte pleacă și la vine muncă. După exact, da, sau vine da. După o perioadă lungă sau are o internare în da, spital și părintele departe, stă da. Departe de copil, da. De casă, o săptămână, două, trei și când se întoarce, copilul resimte așa acut este, da. Are acest sentiment. Și atunci, iată, imaginează-ți că te joci v-ați ascunselea cu copilașul tău, cu băiețelul. Păi ne jucăm prin casă. Așa? Și gândește-te la momentul în care el te descoperă. Da? Păi e cu o bucurie extraordinară. Da? Că uite, da? A reușit. Da. Mai sunt jocurile de cooperare. Când noi și copiii ne așezăm, chit că suntem rupți de oboseală, când venim de la muncă ne așezăm pe covor și ne propunem în fiecare zi sau măcar o dată la două zile, undeva în jur de 30-45 de minute să ne jucăm cu copilul. Și avem tot felul de forme de a ne juca, că sunt jocuri de societate, că sunt jocuri de cărți, eliminăm partea de competiție din ele, construim o navă, sunt da, multe exemple, da. Un puzzle, da? Da. Și copilul se va simți foarte important că, uite, i-am dat și lui credit și împreună noi vrem să facem un lucru. E un proiect până da, la urmă. Da, normal. Un și lăudăm micuț. Că reușește și suntem exact. Mândri de el, da. Apoi sunt jocurile de competiție în care se numește, de altfel se și numește, se numește Aleta Solter, urmează-ți liderul, în care
care noi îi lăsăm în mod voit, conștient, pe copii să câștige, dar fără să le lăsăm lor senzația asta că m-am lăsat eu în vis. Și pur și simplu, tu acolo te agiți și vrei și copilul te-a învins. Mamă, ce bucurie că, uite, îi dezvolți până la urmă, îi dezvolți copilului în felul acesta, spiritul de competitivitate și prin aceste jocuri, bineînțeles, cum spune și Aleta Solter, pentru că ambele cărți sunt destinate copiilor de la 0 la 12 ani, copiii își dezvoltă ce? Imaginația, creativitatea, spiritul ludic, pentru că până la urmă joaca este o activitate ludică. Un alt capitol important este plânsul. Ei, să-mi spui aici la plâns. Așa, pentru că știm că copiii au și cele două cărți, de fapt asta vin în sprijinul părinților de a ajuta la rezolvarea problemelor de comportament ale copiilor. Cu jocul, bun, e ok, înțeles cum e cu joaca și cu râsul. Dar cu un singur specific chestia asta, apropo de râs, mai fac greșeala părinții la bebeluși, îi gâdilă. Da. Sub nicio formă. Da. Da? Pentru că copilul nu are puterea de a se... El râde săracul, dar nu este râsul lui. Nu are puterea de a se... De a se regla, exact, din punct de vedere emoțional, pentru că acel gâdilat în continuu nu-i face bine. Deci trebuie să fim foarte atenți. Revenim acum la plâns. Și râsul, și jocul, și plânsul sunt mecanisme naturale de vindecare ale copilului de traumă. Știm de crizele de furie ale copilului, așa numitele tantrumuri. Da. Exact. Ce facem noi în momentul în care, cum gestionăm noi situația ca părinți în momentele acestea de criză de furie sau de tantrum? Plânsul, cum spuneam, este acest mecanism de vindecare, acest mecanism prin care copilul, ăsta este limbajul lui. Copilul nu poate să-ți spună la 2, 3 luni, 5 luni, 7 luni, n-are un limbaj, un vocabular încât să-ți spună că e frică, toate senzațiile corporale pe care le are sau de disconfort emoțional. Și atunci el ce face? Plânge. Dar ce se întâmplă, nu e ok să cădem nici într-o extremă, adu-ți aminte bunicii, cum da? Să nu, da? Lasă-l, dragă, lasă-l nu-l mai lua în brațe, lasă-l să plângă, să vezi tu ce plămâni. Mamă, ce tâmpenie. Așa e. Pe de altă parte, trebuie găsit așa un soi de echilibru între cele două extreme. Adică nici să-l lași prea mult, dar nici să imediat. Să plângă, dar nici, exact, da. Nici imediat. Pentru că, până la urmă, copilul, atât prin joacă, atât prin râs, dar și prin plâns, el ce face? Se detensionează, pentru că aici vorbim de anxietate, aici vorbim de mult stres acumulat, fără ca noi să știm, pentru că... Sunt suprastimulați, ai văzut când sunt micuți, de tot felul, de sunete, de ceea ce în jurul lor, poate și prea mulți oameni îi pot suprastimula și absolut. Atunci el se încarcă ea acolo. Chiar numește în carte, în Ajută-ți copilul să se vindece de traumă, Aleta Solter, hiperexcitația, în fața unui pericol sau în fața unui stimul care mă afectează, să spunem, din punct de vedere negativ. Și aici vorbim despre fugă sau luptă, da? Și noi am mai discutat despre treaba asta și cu prin intermediul altor autori, Babet Rod și chiar și Gabor Mate. Și mai există disocierea, când copilul pur și simplu nu știe ce să mai facă, că nu are nici varianta să lupte și nu are nici varianta să fugă, că este bebeluș și este foarte mic. Da. Și atunci apare înghețul. Sunt cele trei forme. Freeze, luptă, da. Freeze. Da, luptă, da. Fugă și îngheț. Așadar, părinții ar trebui să înțeleagă aceste cărți, repet, chiar așa cum și scrie, sunt două ghiduri. Uite, părinți. Vreau să te întreb apropo de plâns, dacă se observă, nu știu, diferențe de la fetițe sau la băieței, tind băieței să fie mai plângăcioși decât fetițele sau să fie mai atașați de persoana care îi îngrijește cel mai mult, pentru că la fel, pot să plângă din vari motive, nu știu, s-a supărat că i-ai pus bluza pe dos sau mai știu eu ce. Tind fetițele să fie mai echilibrate din acest punct de vedere? N-aș spune și nici nu știu. Eu nu cunosc studii prin care să putem spune că nu știu, la vârsta de 2, 3, 4 ani există diferențe că băieții plâng mai mult sau mai emoționali sau fetele mai... Nu, eu cred că ține de la copil la copil. Chiar dacă iarăși apare o cutumă cu care noi, bineînțeles, că nu am suntem crescut, de acord, da, faptul că spui despre un băiețel atunci când ajunge, să spune, la 5-6
6 ani, 7 ani și merge la școală sau în orice alt context, da, și el este atât de emoțional și de timiduț și de introvert și de rușinos, încât mecanismul lui este, da, el se retrage sfios și plânge, să spunem. Și tu vii și îi spui, după ce că el se simte cum se simte, da, tu vii și îi spui, băi, dar nu ți-e rușine. Și plângi. Plângi, dar pe cine mai vezi tu că plânge? Da, tu ești băiat mare, rușine. Da. Da? Atenție! Iarăși, apropo de rușine, mai sunt niște jocuri despre care vorbește Aleta Solter, jocurile absurde. Așa. Jocurile absurde, chiar așa sunt. Așa. Sunt acele jocuri în care părintele îl ajută pe copil cumva să-și depășească sentimentele de vinovăție și de rușine atunci când el face vreo greșeală. De exemplu, un părinte vine să aducă copilului un pahar cu apă, uh-huh, sau un pahar de suc. Da, whatever. Da. Și ia paharul și îmi pun singur piedică și scap câteva picături și mă împiedic. Da? Și copilul începe să râdă, uite-te ce a făcut tata. Asta, de fapt, ce se ascunde în spatele acestui mesaj? Faptul că nu suntem perfecți. Da. Faptul că așa cum copiii greșesc și adulții și părinții sunt supuși greșelii, copilul nu trebuie să simtă sentimente de vinovăție sau de rușine pentru faptul că a greșit, că iată și adulții pot greși. Se poate întâmpla la fel de bine o situație umoristică. Astea sunt jocuri umoristice în care chiar părintele să greșească, să scape un vas. Da. Părintele să greșească neintenționat, să se întâmple și copilul fiind în preajma lui, să spune să înceapă să râdă. Da. Exact. Deci pot fi intenționate sau neintenționate. Da. Dar scopul lor este să-l fac pe copil să nu mai simtă acele sentimente de rușine și de vinovăție. Și faptul că și părinții pot greși. Mai sunt jocurile de rol care sunt recomandate tot așa la vârste mici. Uite, să ne jucăm de-a doctorul. Foarte bună chestia asta. Asta iarăși ajută pe copii să-și reviziteze cumva anumite episoade traumatice și să fie puși contextual în anumite circumstanțe de viață. Dacă știm că va trebui să mergem cu băiețelul sau cu fetița de 3-4 ani la medic, nu știm ce reacție de teamă, de frică, de panică va avea. Sunt aceste jocuri în care, alternativ, poate ea să joace rolul, ea sigur își va da, 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 zi, poate ea să joace rolul de, ea e domnișoara doctoriță, și a venit și eu la dumneavoastră să mă tratez, să mă consultați, da, exact, sau invers este, știi, deci copilul chiar își dorește foarte mult aceste jocuri de rol și, repet, ele ajută la stabilirea conexiunii, că de fapt esența a ceea ce discutăm noi astăzi este conectarea cu copiii noștri, coreglarea emoțională prin, cum am spus, prin joc, prin râs și prin bucurie, da? Iar plânsul este o formă prin care copilul se detensionează și elimină anxietatea și stresul acumulată, să spunem, peste zi din vari motive. Ce rol, uite, apropo de atașament, da? Ce rol au aceste gesturi pe care le facem față de copiii noștri, dar nu toți părinții le fac, din ce am observat în jurul meu, îmbrățișările în fiecare zi sau pur și simplu faptul de a sta cu el în brațe sau de a-l mângâia. Da, sau... Sunt foarte utile pentru că, practic, și prin îmbrățișări, nu doar prin joc, și prin îmbrățișări, și iarăși Aleta Solter vorbește despre contactul fizic. Cât de important este contactul fizic, contactul corporal și tactil în crearea acestei conexiuni între părinți și copii. Îl iei în brațe, îi spui o vorbă de încurajare, nu știu, îl mângâi, îl pupi, îi spui că îl iubești, că ai încredere în el, nu mai zic în fața unui mic examen, da, nu știu, are de făcut un proiect la grădiniță sau la școală sau whatever, da? Deci astea sunt foarte, foarte importante pentru că, repet, în felul acesta se creează conexiunea dintre părinte și copil. Poți să detensionezi niște lucruri, apropo de aceste îmbrățișare, adică atunci când copilul e nervos sau, mă știu, e într-o criză sau nu e ieșit ceva, face un switch. E foarte important acolo felul în care tu reacționezi ca părinte. Da. Cum reacționezi tu? De pe modul, mai vorbeam noi, te enervezi de pe modul fetița, copilul interior care a fost și ea nervoasă și nu știu ce, sau băiețelul care a fost apostrofat de tată sau bătut sau umilit, sau de pe o poziție, să spunem, rațională, îl îmbrățișezi pe copil cu o vorbă blândă, o tonalitate joasă, fără să-l cerți,
încerci să vezi cum gestionezi situația. Pentru că și aici știm destul de bine, apropo de exemplu pe care l-am dat puțin mai devreme, legat de copii și de plâns. Iarăși, nu vreau să sară, Doamne ferește, ca bunicile, că poate să nu fie bunică, poate să fie o vecină, poate să fie o prietenă, poate să fie o whatever, mătușe. Hai, dragă, ce tot îl pupe atâta și îl iei în brațe, gata, e nu știu ce, un pic plânge și... Da? Pentru că îl răsfeți și ți se urcă în cap. Așa e. Da, asta a curcat un cap. Și nu-l mai pupa tu să-l vadă el. Auzi, mai pupă-l și tu așa... Mai pe furiș, când doarme, mai în somn. Da. Păi, și despre atunci, ce vorbim? Atunci o să ajungă la adolescență să reproșeze că eu nu l-am iubit. Da, nu, și să se simtă, da. Pentru că până la urmă și aceste acte, aceste forme de trăire, creează această conexiune între părinte și copil. E foarte important, cum a spus, îmbrățișările, joaca, râsul, glumele. Și când vorbesc de glume, iarăși vorbesc de glume, nu la adresa părintele, la adresa copilului, glume care prin care să-l ironizeze pe copil. Nu, hai să glumim împreună de un anumit lucru, pentru că atunci, normal, și copilul se simte cumva validat. Nu, păi tata, uite, tot timpul când nu fac ceva, bine, îmi reproșează că nu sunt bun de nimic și mă ia la mișto sau face mișto de nimic. Nu e ok. Așa este. Cum facem cu țipatul la copii? Că se întâmplă și acest lucru. Păi n-ar trebui să existe. Știu că ne mai scapă, știu că se întâmplă, ne mai scapă, dar cumva trebuie să mergem pe modul rațional. Apropo și să de ne dăm freeze, sau... știi, pentru că sunt copii care intră în freeze în momentul în care ai țipat la ei. Nu mai reacționează. Da. Sunt blocați. Și greu îl scoți din starea respectivă. Da. Îl faci, hai să vorbească. El este cu capul în pământ și are o privire fixă și nu mai știe ce să mai spună. Exact. Da, trebuie să vedem noi ca părinți cum gestionăm situația asta. Adică clar că nu e ok țipatul, ridicatul tonului sau a vocii la copil, cu epitetele de umilire, da? Nu le mai spun că așa am oroare de ele, dar nu e ok, pentru că spunându-le în mod repetat, dacă faci din chestia asta un obicei, copilul chiar va ajunge la un moment dat să creadă că de fapt eu mă identific cu imaginea pe care părintele a creat-o despre mine. Eu ăsta sunt. Nu sunt eu cel ăla autentic. Nu. Dacă mama și tata îmi spun lucrurile astea despre mine, eu m-am identificat cu imaginea lor. Și apropo și de micile observații pe care le facem, poate atunci când copilul se joacă, pentru că ai văzut, ei au un fel de a se juca aparte, diferit de la copil la copil. Ori dacă tu stai cu gura pe el și spui, nu mama, nu se joacă așa, nu face așa, nu pune mașinuța așa, nu depăși conturul. Dar de ce ai făcut cu piciorul și așa? Da. Nu este ok. Și modul în care tu îi explici ca părinte unde a greșit este foarte important. Pentru că în jocurile acestea despre care vorbește Aleta Solter, nu există judecată și critică. Îi spui în așa fel, te gândești foarte bine. Vezi în minte, și tu cum reformulezi. Cum reformulezi, în așa fel încât să-i spun, uite, eu m-am gândit că ar fi bine să urmăm conturul, uite așa. Uite-te ce ai făcut aici. Păi tu ai depășit asta. Da. Imaginează-ți, acum mă gândesc și la copiii de școală. O, da. Și ne aducem aminte când părinții noștri, câtă bătaie luam și bucurind la peste degete, că depășeam conturul. Noi... Eu nu înțeleg care este fixația asta cu depășitul conturului. De ce contează atât de mult dacă depășim contează sau nu conturul? Contează că, vezi, Doamne, atunci erau spațiate caietele de dictando de română și cele de matematică, că tu puteai să depășești ori cifra, ori litera. Nu era valabil doar pentru literă. Da. Și trebuia să te încadrezi și atunci tu... Copil fiind, tu nu ai abilitatea și dexteritatea motrică pe care o are un părinte. Și ce faci în situația asta? Da. Deci, sunt multe, multe lucruri pe care putem să le revizuim, putem să ne întoarcem noi ca părinți și să vedem prin ce am trecut și ce putem corecta și să nu mai aplicăm asta. Și iarăși un lucru important, un părinte care se joacă cu copilul este un părinte care s-a jucat în copilărie cu părinții. Frumos, da? Așa este, da. Adică noi trebuie să ne facem, mesajul ăsta este, noi trebuie să ne facem timp, că ieșim în parc, că ieșim în natură, că jucăm badminton, că nu contează, orice, sau că e plouă și e urât și stăm în casă și ne gândim la niște jocuri de societate sau ce gândim, ce vrem noi să jucăm acolo. Mima, uite ce trebuie să pui pe copil să mimeze. Super, sau mă gândesc la ăsta de-l jucam noi când eram copii. La fazan? Fazan, dar și ăla cu comoara.
piticot și nu te piticot. Supăra. Și nu te supăra, frate. Da, da. Și sunt și acum pe piață, le poți achiziționa. Sunt tot felul de jocuri, da, poți să joci ore în șir. Și jocurile, în general, da, îl ajută pe copil să stea departe, și ăsta este sfatul meu, de tabletă și de telefon. Așa este. Indiferent că ieșim cu ei în natură și atunci îi fac și mișcare, da? Exerciții fizice, bine. Exact, da? Și au nevoie, mai ales copiii din ziua de azi, au nevoie de treaba asta. Și noi avem nevoie să obosească bine, să doarmă bine. Exact. Da. Și doi la mână, când sunt în casă, sunt foarte multe jocuri prin care copilul, repet, își dezvoltă imaginația și creativitatea. Așa, așa este, Sorin. Îți mulțumesc tare mult. Și eu mulțumesc din suflet că m-ai primit noi și ca de fiecare dată a fost o discuție nemaipomenită. Îți mulțumim mult și te așteptăm cu mare drag oricând. Îți mulțumim. Mersi.